Ok, neața, salutare și bun venit la... cum se numește ăsta? Că am și uitat, se numește Minecraft. Și... dacă n-ați observat încă, ăsta e numele canalului. Și cam asta o să fie prima serie. Vedeți, structurile sunt on. World type-ul e biomuri mari, fără cheat-uri și cu un bonus chest. Numele lumii e același, mai am încă o lume pe care am jucat așa puțin de distracție, doar ca să văd care mai e treaba în Minecraft. Textura se numește Sfex Pure BD Craft 64. Deci mai zic încă o dată, Sfex, S-P-H-A-X, Pure BD Craft de 64. Bun, și dacă observați puțin lag sau ceva, cred că e de la filmare, filmez cu Bandicam. Pentru că știți, una dintre cele mai mari probleme ale mele, chiar și cu upgrade-ul de la PC, și da, am un mic upgrade la PC. Stați un pic, că nu se poate cu textura. Știu, o să fie puțin default. Dar măcar vedem despre ce e vorba. Ca să vă spun noile specificații ale calculatorului, nu mai am un procesor dual core. Am un quad de 1.6. Mai departe, 4 GB RAM, asta nu e nimic special. Cam toate calculatoarele din ziua de azi au așa ceva. Și uite bonus chest-ul. Niște mere, un topor, chestii, trestii, bam, bam, bigelow. Spunem asta aici. Și da, cred că vedeți că joc Minecraft-ul în Windows. Bitches. Deci să-mi trag palme, mereu când îmi pun bonus chest-ul, eu niciodată nu găsesc 4 torțe. Pentru toată seria asta, pentru că știu că, adică m-am uitat în comentariile de la videoclip și toată lumea aproape a zis Minecraft. După aia am văzut că vreți o serie de Terraria pe care o să o fac, tot așa filmată cu Bandicam. The Walking Dead, altceva ce vreau să filmez foarte mult, pentru că e un joc foarte bun care mă lasă să fac niște decizii pe care de mult vreau să le fac într-un joc. Și am văzut că foarte mulți vreți Skyrim. Îmi pare rău, dar nici așa, adică îl joc mult mai bine decât îl filmam, dar cum nu am deloc o placă video nouă. Am tot vechiul Asus X1550. Nu pot să-l filmez la mai mult de 10 frame-uri. Dacă vreți să vedeți un gameplay de Skyrim în 10 frame-uri al unui tip care intră în pielea personajelor, chestii de genul. Pentru că eu așa joc RPG-urile și așa cred că o să încep să joc și Minecraft-ul. Atunci pot să aveți videoclipurile mele. Doar că nu cred că foarte multă lume o să vrea așa ceva. Bun, hai să vedem cam care e situațiunea. Vreau să-mi fac casa aproape de spawn point. Aole, lag. Hai să vedem setările. Bun. Și vedeți, acum am multicore acolo la setări. E, nebunilor. Da. Și, sincer să spun, aveam înainte un dual de 2.4 overclockat la 2.6, bla bla bla. Dar diferența, chiar dacă ăsta e un quad și are 1.6, se vede, se simte în cum se încarcă lumea. Vedeți, adică nimic nu rămâne neîncărcat. În schimb cu vechiul dual, că știți și voi cum era. Și cred că ăsta e un loc bun să-mi fac casa. Hai să mai adunăm puțin lemn. De fapt, nu o să îmi fac casa din episodul ăsta, pentru că nu știu. Oh, nice. Ia hai să vedem care-i treaba aici. Oh, beautiful. Și da, am învățat și o să pun torțe. Pentru că am primit plângerile astea pe unul din vechile canale. Răzvan, nu vedem nimica, nu pui torțe.
Și de ce se întâmplă chestia asta? Pentru că eu în Minecraft n-am probleme cu torțele și chestii de genul. Știți? Adică eu văd la fel de bine pe întuneric cu moody deschis ca și cu cap și cum ar cineva vede pe bright cu o tonă de torțe puse. Posibil asta e și de la atâta jucat. Nu că sincer eu... Adică, altă tâmpenie. Eu joc Minecraft de 2 ani și încă nu am contul cumpărat. Pentru că au dat tipii de la Mojang libertatea asta fantastică. Să poți să joci jocul și să te bucuri cam de toate chestiile, chiar fără o licență reală. Și asta a adus foarte mulți cumpărători. Adică eu, așa un tip cu Minecraft necumpărat, fac videoclipuri, pentru că popularitatea jocului pe YouTube e incredibilă. Toată lumea se uită la el. Asta a fost ciudat. Bă, dă-o naibii, acum se spawnează ăștia... LOL. Ok, nu o să mint, dar... Ok, asta e tare. Adică, mi-a plăcut. Eu stăteam așa liniștit, vorbeam despre nemurirea sufletului, când deodată vine un creeper și explodează lângă mine. Și prima mea reacție care a fost? Să încerc să dau cu ceva în el. Mi s-a dus toată experiența, din păcate. Dar trebuie să recunoașteți, dacă cineva o să facă vreodată un funny montage cu canalul meu, asta o să fie una dintre faze. Dar întrebarea mea e de unde naiba a venit creeperul ăla. Sincer acum. Deci du-te. Ați văzut și voi. Eu stăteam așa, vorbeam despre nu știu ce, despre cum... uite, ironia. Deci uitați-vă puțin la ironie. Eu vorbeam cum că mă descurc în Minecraft fără torțe, fără nu știu cum, fără nu știu ce și deodată vine așa de nicăieri un creeper. Da, și setările mele de Optifine sunt foarte interesante. Și dacă le schimb, îmi crășuiește jocul și nu mai pot să intru în el. Și trebuie să le țin pastea, pentru că altfel se mișcă oribil. Am testat, cred că vreo 3 programe de filmare înainte să rămân la vechiul Bandicam. Cu Fraps-ul îmi ia foarte mult renderul. Și știți că eu nu sunt genul care să brandeze, să facă toate porcăriile alea. Eu joc jocul și asta e aia. Bun. Să apară aici un pic în deal. Să-mi fac o groapă. Adică nu o groapă, un fel de bordei. O scorbură așa în munte, în deal. Unde-i dirt-ul bun aici? Pentru că o să fie nevoie să opresc episodul curând. V-am spus, e de 10 minute și îmi place muzica. Merge foarte bine cu tema seriei. Sper că mă aud bine, asta e o chestie. Pentru că mai mereu, adică eu am avut probleme audio de când mă știu în jocuri. Ba că nu-mi găsea placa de sunet, ba că aveam microfonul aiurea, înțelegeți voi. Și dacă vă întrebați de ce faci videoclipurile atât de scurte? Pentru că aici orice ar fi o să fie unul pe zi. Începând cu luni cred că o să fie pus videoclipul ăsta. Azi sau sâmbătă, duminică, nu știu. Dar vreau să încep într-o zi pe care să-mi amintesc.
Adică dacă încep, de exemplu, joi, deci vă genul, când naiba am început canalul ăsta, nu mai știu. Și am trecut de limita. La naiba. Hai măcar să terminăm aici casa. Adică ce vrea să fie o casă. Scorpul asta a început. Bun, vă mulțumesc pentru vizionare. Aici a fost Răzvan. Da, ăsta o să fie outro-ul la fiecare videoclip. Dacă v-a plăcut videoclipul, să lăsați un like, un comentariu cu ce vă place la canalul ăsta și ce nu vă place. Hai, zombie tâmpit. Să vă abonați pentru că vreau să ajung la un număr mare de abonați pe contul ăsta. Vreau să trec de mie, înțelegeți? Mie, o mie. Da, cel mai important dintre toate și zic asta mereu în orice outro, să aveți o zi bună. La revedere! Bup!